cred că undeva fix prin perioada asta ne aflam anul trecut, când am pornit eu seria cu personalități marcante ale secolului 20 și debutasem atunci cu Audrey Hepburn, cu un material numit Povestea lui Audrey Hepburn, în care vă povesteam despre viața și cariera actriței. Și îmi doream ca acel material, cel pe care îl voi prezenta și astăzi, să fie un fel de completare, un fel de dezvoltare, dacă vreți, sau poate chiar companion adus unor alte videouri ale mele, unde numele astea au tot răsărit, atât cel al lui Audrey Hepburn, cât și cel pe care îl vom acoperi astăzi, dar nedorindu-mi să fușăresc, să frunzăresc subiectul și să rămân așa niște mențiuni succinte, am zis că mai degrabă să las eu în pace tot ce înseamnă istoria modei sau 10 iconuri ale secolului 20 sau clipurile cu designer, unde tot așa, numele astea tot apăreau, vedeți-le tot sunt legate, am zis să le las în pace și să revin asupra doamnelor cu materiale dedicate în care să putem dezbate, discuta, să fie vorba doar despre el. Ceea ce voi încerca să fac și astăzi prin videoul pe care îl vom acorda lui Marilyn Monroe. Este cea mai cerută, cea mai, nu știu neapărat dacă iubită, dar cel puțin din comentariile și răspunsurile voastre, m-ați tocat insistent cu numele ei. După ce l-am postat pe cel cu Audrey Hepburn, v-am tot întrebat ce v-ar plăcea să vedeți mai departe, ce personalități să acopăr, despre cine să povestim. Și au fost într-adevăr multe răspunsuri care au privit-o pe Elizabeth Taylor, foarte multe cu privire la Lady Diana și o am pe Lady Diana în vizor, de ce o să o fac, dar cele mai multe și cele mai multe au venit cu privire la Marilyn Monroe. Cu toate că au trecut 59 de ani, la anul se fac 60 de la moartea ei și chiar și eu am 29 de ani mai târziu, m-am născut 29 de ani mai târziu de când femeia a murit și mai are un pic și împlinește 100 de ani de la naștere. În ciuda acestui lucru, în ciuda faptului că e oale și ulcele de mult, rămâne în continuare una dintre cele mai controversate, discutate, poate chiar iubite personalități, nu doar de la Hollywood, ci din cultura noastră, atât cea europeană și mai ales cea americană. Poate sunt oameni care nu știu neapărat cum o cheamă și ce a făcut, care-i treaba cu ea, lucru pe care voi încerca să-l elucidez un pic astăzi și să dezvolt puțin subiectul, dar cu siguranță îi recunosc chipul. Fața ei, a lui Marilyn Monroe, a apărut în atât de multe, mă rog, declinări, unele nenecesare. O vedem pe toate tricourile posibile, o vedem reprezentată pe căni, o vedem pe pixuri, pe brelocuri, nu știu, apare chiar și în titlurile unor melodii și poate că mulți nu știu neapărat cine e asta, ce e cu Marilyn Monroe asta, dar fața ei este un simbol al secolului 20, sex simbol, nesex simbol, ce vreți voi, dar este una dintre cele mai grele personalități ale culturii noastre. Și mă gândesc, chiar dacă subiectul a fost acoperit și răsacoperit, iar pentru cei care sunteți cunoscători și familiarizați cu ea, astea nu vor fi niște informații noi, că, repet, femeia e moartă de 60 de ani, dar chiar dacă subiectul a fost acoperit, mă gândesc că merită, poate pentru generațiile mai tinere sau pentru cei care nu sunteți neapărat familiarizați cu ea, cu povestea ei și nu știți despre ce e vorba cu acest sex simbol absolut, din punctul meu de vedere, al Hollywoodului din epoca lui de aur. Așa că, pe parcursul materialului, o să începem frumos cu biografia, câte puțin din cronologie, vorbim și despre filmele ei și poate la finalul materialului o să reușim să o cunoaștem puțintel mai bine. Și spun asta pentru că, așa cum am menționat, este atât de controversată și sunt atât de multe zvonuri și bârfe și este un personaj în continuare urât chiar și astăzi. Evident, are mult mai mulți fani decât urâtori sau hateri de profesie, dar mă uitam așa prin documentare, pentru că, evident, am făcut mult research pentru subiectul ăsta înainte, dar mă aduce în fața voastră. Am citit, sunt tot felul de articole, documentare, înregistrări audio, ce vreți voi, găsiți foarte multe informații cu privire la ea și mi-a fost destul de greu să fac separația între ceea ce e adevărat și ceea ce este fals, tocmai pentru că sunt foarte multe zvonuri, imagini trucate, citate care îi sunt atribuite și care n-au nicio legătură cu ea. Multe dintre alea pe care le vedem pe internet ca fiind spuse de ea n-au fost niciodată emise de Marilyn Monroe, așa cum este și cazul lui Coco Chanel. E plin internetul de citate, chipurile scoase de Coco, dar care n-au nici o treabă de fapt. Așa că, fără să mai insist, haideți să procedem cu Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, dacă e să mă întrebați pe mine și asemenea mie mulți, consider că reprezintă definiția perfectă, completă a glamurului hollywoodian. Este acel etalon, acel icon, acel standard, dacă vreți, la care cred eu că aspiră multe dintre actrițele prezentului, poate nu toate, dar o bună parte dintre ele își doresc să aibă, măcar cândva în viață, o părticică din succesul pe care l-a avut femeia asta, atât în timpul vieții, și din nou, dacă mi se permite o părere subiectivă, îndeosebi după ce a murit. Pentru că sfârșitul ei tragic ridică semne de întrebare chiar și astăzi și sunt atâtea controverse, atâtea teorii ale conspirației și speculații și mărturii care au apărut după și lucruri inexplicabile,
Încât întrebarea rămâne în continuare, chiar și 60 de ani mai târziu, pe buzele tuturor, cum a murit ea de fapt. Și vă voi spune în finalul clipului, când vom vorbi și despre aspectul ăsta, care este părerea mea cu privire la moartea ei și ce cred eu că s-a întâmplat acolo. Nu că ar avea vreo importanță, dar să mai povestim, să mai vorbim și așa mai departe. Dar Marilyn Monroe, așa cum o știm noi, deci definiția glamourului, haha, cea mai perfectă, cea mai minunată, cea mai actriță, cea mai superbă, cea mai sexapilistică dintre toate, cum o știm ca actriță, model, cântăreață, divă, în adevăratul sens al cuvântului, și sex symbol, n-a fost întotdeauna așa. În primul rând că Marilyn Monroe a apărut târziu, la 20 de ani de existență al persoanei care a întruchipat-o pe Marilyn Monroe. Ea s-a născut la 1 iunie 1926 în Los Angeles, California, numele ei din certificatul de naștere, nefiind Marilyn Monroe, fiind Norma Jane Mortensen. Acest Mortensen, dacă simțiți așa, ar avea o sonoritate nordică. Pentru că pare să că la rubrica tată, acolo în certificatul de naștere, ar fi fost un nene care așa se numea, Mortensen. De ce o fi fost ăla acolo, n-am reușit să aflu din nicio sursă, cu toate că ei, nu acest domn i-a fost prezentat ca tată pe parcursul vieții, și când spun prezentat, mă refer la ceva declarativ, adică din povestiri, pentru că ea nu l-a cunoscut niciodată pe taicăsu. Dar i s-a spus că taicăsu ar fi fost de fapt un agent de vânzări care lucra cu maică-sa, pe numele său Charles Stanley Gifford. Acest Charles Stanley Gifford pare să că semăna foarte mult ca trăsături fizice cu actorul Clark Gable, cel care l-a jucat pe Superman, și mi se pare interesant, minim interesant, că ultimul film pe care l-a turnat cap-coadă, Marilyn Monroe, The Misfits se numea, l-a jucat cu acest Clark Gable, care tot așa mi se pare interesant că și el a murit după filmul ăsta, au murit foarte aproape unul de celălalt, dar ea întotdeauna a văzut figura paternă întruchipată de acest Clark Gable, semăna cumva cu cel despre care i s-a povestit că ar fi fost tatăl ei. Maică-sa avea probleme psihice. Maică-sa, pe numele său Gladys Pearl Monroe Baker, un nume foarte lung, suferea de schizofrenie, pare să, și nu a iubit-o niciodată. Nu știu dacă era vorba despre aceste probleme psihice sau că efectiv n-a iubit copilul ăla. N-a avut niciun os matern în ea, dar din rarele interviuri pe care le-a dat și din memoriile sale, pare să că Marilyn Monroe ar fi declarat că maică-sa nu i-a zis niciodată că o iubește, n-a ținut-o niciodată în brațe, n-a sărutat-o niciodată, nu s-a bucurat niciodată de afecțiune. Deci ea n-a cunoscut niciodată un cămin în adevăratul sens al cuvântului, n-a știut ce înseamnă iubirea maternă, paternă. A avut o bunică, într-adevăr, care a botezat-o ulterior, deci din acest Mortensen a botezat-o Baker, după numele ei de fată, dar bunica a murit la scurt timp. Și pe perioada copilăriei, Norma Jane a stat din orfelinat în orfelinat, din centru de plasament în centru de plasament și din familie adoptivă în familie adoptivă. Pare să că ar fi schimbat vreo 12 astfel de, nu știu cum să le zic, centre de plasament, hai să înglobăm așa. Și perioada asta a fost una dintre cele mai negre și mai nefericite din toată existența ei. Odată că maică-sa, v-am zis, n-avea nicio treabă cu ea, era internată pe la diverse centre din astea de psihiatrie sau spitale de boli psihice, iar în centrele de plasament unde s-a aflat familia adoptivă și așa mai departe, a fost abuzată în repetate rânduri. Iar prin abuz mă refer atât la abuz fizic, violuri practic, cât și la abuz psihic, mental și așa mai departe. Deci, din start, a avut parte de o pornire în viață destul de nefericită. Avea toate datele unei ratate. Pe lângă neajunsurile astea, din punct de vedere afectiv, n-a avut parte de o educație, deci erau foarte săraci, nu aveau bani. Maică-sa lucra într-un studio de cinematografie unde lipea pelicule de film. Pe vremea aia, vă dați seama, vorbim despre anii 20. Pe vremea respectivă, poate ați văzut prin filme sau prin desenele animate, filmele se turnau pe pelicule și le lipeau așa și le uneau una cu cealaltă și le lipeau cu un lipici special. Maică-sa cu asta se ocupa. Și având aceste probleme psihice, a fost în mod constant absentă, fie că a fost internată în diverse spitale, fie că era acolo, dar nu s-a ocupat niciodată de fie sa. Cert este că Norma Jean a avut o copilărie extrem de nefericită. Undeva prin perioada adolescenței, avea în jur de 15 ani, locuia cu o prietenă de-a mai găsi pe nume Grace, care a fost pusă în perioada respectivă în situația părăsirii statului, deci California. Voia să se mute cu bărbatul său și parcă aveau și copii, voiau să se mute în afara statului California. Dar legislația din vremea respectivă nu permitea ca mama adoptivă să ia și copilul, adică să o ia și pe Norma cu ea, astfel încât s-a pus problema fetei. Ce face? Ce facem cu ea? Ok, noi părăsim statul, dar ce facem cu fata?
Și exista atunci fie opțiunea întoarcerii la orfelinat, centre de plasament și așa mai departe, sau dacă nu, să se mărite. Și Marilyn Monroe capătă astfel primul său soț, pe numele său James Dougherty, un tip care, din ce interviuri am văzut eu, din ce am citit eu, mi se pare că a fost cam singurul care n-a avut un interes neapărat cu privire la ea. A fost căsătorită de 3 ori pe parcursul vieții. Și tipul ăsta, James Dougherty, mi se pare că a fost singurul care poate chiar a iubit-o cu adevărat, care n-a avut ceva de câștigat de pe urmea ei, care n-a văzut-o ca un trofeu, ca o soție din aia trofeu, sau care n-a vrut-o în perioada ei de glorie, când era la succesul imens. Pentru că acum s-au căsătorit, deci ea avea 15 sau 16 ani, el la fel era adolescent, s-au căsătorit undeva prin anii 40. Spunea într-un alt interviu pe care l-am văzut cu el că era un om foarte bun. El a trăit undeva până prin anii 90, a murit foarte târziu după ea și spunea că era un om foarte bun și că a respectat-o și că a iubit-o și că ar fi trăit alături de ea pentru o perioadă mai lungă de timp, dar au fost nevoiți să divorțeze prin anii 40 pentru că ea își dorea o carieră cinematografică. Iar în vremea respectivă, pentru a obține această carieră cinematografică, pentru a obține un contract cu una dintre casele de producție masive ale vremii respective, trebuia să nu fi măritată. Pentru că ascensiunea în domeniul ăsta era strâns legată de latura masculină și trebuia să fie o femeie frumoasă, cu un corp frumos, lucruri care erau mai importante decât talentul actoricesc și să te cațări pe această scară a carierei cinematografice prin intermediul bărbaților. Cu alte cuvinte, trebuia să fii la dispoziția lor, să le faci diferite favoruri sexuale, să te culci cu XYZ ca să poți căpăta astfel de roluri. Nu știu dacă este cazul tuturor actrițelor, în prezent asta s-ar numi hărțuire sexuală, dar erau alte vremuri în perioada respectivă și ce-o fi fost acolo. Cert este că o femeie măritată nu avea cum sau avea șanse foarte mici de a avea succes în acest domeniu. Iar pentru Marilyn Monroe s-a pus astfel problema în anii 40, când a fost nevoită să divorțeze de acest James Dougherty. Ei s-au căsătorit undeva în 1941. Au trăit împreună pentru aproximativ 5 ani, cam așa, deci în 46 a divorțat de el, dar în perioada asta el a fost nevoit să plece, pentru că vorbim de anii 40 și v-am mai povestit eu. În vremea asta a izbucnit cel de-al doilea război mondial și chiar dacă America era pe alt continent, s-au implicat și ei în acest război, iar el este nevoit să plece în armată, acest James. Ea rămâne singură în Los Angeles și pentru a se întreține, a câștiga un ban și a-și ocupa timpul cu ceva, ajunge să lucreze la o fabrică din asta care vopsea parcă artilerie de război. Vă povestisem în clipurile mele dedicate subiectului că toate femeile erau angajate în aceste eforturi, adică bărbații erau pe front într-adevăr, dar ele acasă se ocupau în producția de parașute, a artileriei, încercau cumva să le și ridice moralul, toată lumea era foarte angajată în finalizarea războiului. Iar Norma Jean, viitoarea Marilyn Monroe, lucra în vremea respectivă într-o astfel de fabrică unde se ocupa de vopsirea artileriei, muniției pentru război. În această vreme este descoperită de un fotograf. Deci aici e clicul, de aici pornește toată cariera ei. Este descoperită de un fotograf care, aflându-se prin fabrica respectivă, voia să scrie un articol despre eforturile femeilor în război. Cum își susțin ele bărbații aflați undeva pe front? O vede pe Norma Jean, îi atrage atenția ca fiind o fată drăguță, deci nu frumoasă, nu bomba, sex appeal de mai târziu. Urăsc expresia bombă sexy, mi se pare că și-a pierdut orice fel de conotație în prezent și de asta o evit. Acel bombshell, cum ar zice americanii, nu era încă acea femeie, dar era o tipă foarte drăguță care îi atrage atenția și pe care o dă mai departe către unul dintre prietenii săi, fotografi, David, nu știu cum, nu mai țin minte exact cum se numea, David Copper, parcă ceva de genul ăsta, o dă mai departe către unul dintre prietenii săi, David Copper, care lucra ca fotograf pentru diverse reviste din astea pentru bărbați. El simte imediat că are un potențial, că viitoarea Marilyn Monroe are un potențial, o ajută să-și repare un dinte, avea ceva, o problemuță la un dinte, pe cheltuiala sa îi dă bani pentru a-și repara dintele respectiv, își face și o chestie la păr, un tratament care o ajută cu niște fire de păr care nu-i plăceau ei cum arată și se transformă dintr-o tipă drăguțică în
cel puțin o tipă frumușică. Și în felul ăsta, ea ajunge să lucreze cu acest David, care o plătește cu aproximativ 20 de dolari pentru fiecare ședință foto. Își dă de 20 de dolari pe vremea respectivă, era o sumă considerabilă. Își dă demisia de la fabrica de muniție și pentru o perioadă de câțiva ani lucrează ca model pentru revistele de bărbați. Nu erau neapărat publicațiile pe care vrea să le citească mama ta, după cum chiar ea declară într-un interviu, dar o ajută să se întrețină, pentru că nu avea niciun fel de sprijin, trebuia să-și plătească și ea chiria cu ceva și trebuia să existe în vremea respectivă. Astfel încât apare pe coperta 10, dacă nu chiar sute, de astfel de reviste pentru bărbați. Deci, cu mult înainte ca ea să fie Marilyn Monroe, era cunoscută, chipul ei era cunoscut Americii. Odată ce se termină războiul, deci în 1946, divorțează de bărbasul, tocmai pentru că își dorea să obțină un contract cu un studio cinematografic puternic și îl semnează cu 20th Century Fox. O angajează pentru aproximativ 6 luni. Nu se întâmplă nimic în astea 6 luni, nu primește niciun rol de nicio natură. Însă, are noroc, semnează iarăși pentru alte 6 luni și în perioada asta joacă niște roluri secundare, mai de categorie B, în niște filme nu tocmai bune, să zicem. Unul dintre ele a fost în Scuda Who, Scuda Hey, iar celălalt într-un film numit Dangerous Years. N-au avut succes filmele astea, nicio formă, nu s-au bucurat de un box office răsunător, n-au avut încasări, prin urmare a fost dată afară. În perioada asta, ea continua să se întrețină ca model. Dar în 1948 semnează un alt contract cu un alt studio cinematografic, cu Columbia Pictures, și în același an apare într-un alt film, un musical numit Lady of the Curse, care eșuează și el și iarăși este dată afară. Dar ulterior primește alte roluri mai mici, într-adevăr, în filme precum All About Eve și The Asphalt Jungle, și chiar dacă ele au fost roluri secundare, n-a jucat încă niciun rol principal, începe să fie remarcată. Deja ne aflăm undeva pe la începutul anilor 50. În 1953 începe toată nebunia cu primul film în care este protagonistă, un film numit Niagara, unde joacă rolul unei soții nebune, mă rog, un film cu un buget destul de mare, care nu doar că o aduce în atenția publicului, dar are succes, într-adevăr. Deci coștia, lumea e una, dar filmul vinde, lumea vine la filmul ăsta, are un box office răsunător, încasează bani și deja de aici restul este istorie, capătă popularitatea aia de care avea nevoie. Iar în aceeași perioadă începe scandalul cu niște fotografii pe care le-a făcut în perioada ei de modeling. A fost plătită cu vreo 50 de dolari, din câte a povestit ea, în anii ăia de dinainte să devine un star de cinematografie, a fost plătită cu 50 de dolari pentru a realiza niște fotografii nud, adică dezbrăcată. Eu, văzându-le chiar și astăzi, nu mi se par a fi niște fotografii obscene. Pot fi considerate poate vulgare, dar nu mi se par a fi nici astăzi niște fotografii obscene. Le văd chiar cumva elegante, dacă îmi permiteți, dar e o chestiune de gust. Cert este că alea apar fiind cumpărate la vremea respectivă de Hugh Hefner, proprietarul Playboy, și primul număr al revistei Playboy debutează cu ea, pe copertă, cu acele fotografii. Problema însă este că ea nu și-a dat acordul pentru ele și, mă rog, putea să iasă o mare panaramă, atunci putea să iasă un mare scandal, însă în ciuda faptului că au făcut măgăria asta pe la spatele ei, ea recunoaște că da, a făcut acele fotografii, nu neagă că ar fi fost model pentru ele, și cu toate că nu s-a întâlnit niciodată cu Hugh Hefner pe parcursul vieții lor, el a admirat-o întotdeauna și a admirat-o atât de mult încât pare este că a cumpărat cripta de lângă ei, deci din cimitir, ca să se odihnească lângă ea. Și în prezent cam așa ar fi lucrurile. Da, ce să zic, fiecare cu problemele lui la căpuț. Tot în 1953 joacă în două filme colosale, unele dintre cele mai cunoscute din cariera ei, Domnii preferă blondele și How to Marry a Millionaire, adică cum să te măriți cu un milionar. Domnii preferă blondele are una dintre scenele cele mai cunoscute cu ea, care a fost copiată și răscopiată în cultura noastră, cultura pop actuală, când o vedem în acea roche roz din satin, cu mânuși lungi, cu mulți bărbați în jur ei dansând. Rochia aia parese că inițial ar fi trebuit să fie înlocuită de o alta. Era o roche cumva mai sexy, cea pe care ar fi trebuit să o poarte. Dar, pentru că exact în perioada respectivă apăruse scandalul cu pozele pentru Playboy,
costumierul a decis să o îmbrace cumva mai potolit, ca totuși să nu atragă și mai mult atenția asupra laturii ăsteia sexuale, astfel încât îi alege o rochie ceva mai acoperitoare, dacă pot să zic așa. Rochia aia roz, vedeți, e până în pământ, cu mânuși roz, care chiar și așa a devenit un simbol al culturii cinematografice actuale și, cum vă spuneam, a fost copiată într-o mulțime de filme, de exemplu Madonna în Material Girl poartă ceva foarte similar și o vedeți reprodusă chiar și în Gossip Girl, a apărut de multe ori reprezentarea asta și în multe, multe alte filme. De fapt, sunt foarte multe vedete astăzi care copiază stilul lui Marilyn, Lady Gaga fiind una dintre ele. Scarlett Johansson și Gwen Stefani sunt două vedete puternic influențate de stilul lui Marilyn Monroe. Dacă vedem coafiura și machiajul ăla cu rujul roșu și cu negru pe la ochi, machiaj pe care l-am încercat și eu astăzi, dar mă rog, ăsta e clasicul meu, să zic așa. Paris Hilton, de asemenea, s-a îmbrăcat la fel ca ea și de multe ori vedem chiar și pe Kim Kardashian, am văzut-o la un Halloween costumată ca Marilyn Monroe. De asta vă spun, este atât de prezentă și ne ciocnim de ea peste tot, chiar și fără să ne dăm seama, chiar și astăzi, în 2021. Tot în 1953, așa cum vă spuneam, joacă în How to Marry a Millionaire, care și el este un succes enorm. Joacă aici alături de Lauren Bacall și Betty Grable. După care mai joacă în alte două filme care n-au așa un succes răsunător, River of No Return și There is No Business Like Show Business. Astea sunt niște filme nu neapărat de categoria B, dar nu sunt printre cele mai cunoscute ale ei. Apoi, în 1955, apare iarăși unul dintre filmele cele mai cunoscute și posibil ca imaginea din film o las să fie cea pe care o asociem cel mai mult cu ea. În The Seven Year Itch apare aceeași scenă super faimoasă, cea mai cunoscută dintre toate, cred eu. Toată lumea a văzut undeva scena asta cu ea, îmbrăcată în acea rochie albă, cu o fustă cloș plisată, cu bretelele alea de după gât, așa, când, aflându-se deasupra unei guri de aerisire a metroului, la trecerea acestuia, aerul ăla tot se ridică și umflă rochea și ea e cu mâinile așa, ținându-se ca să nu i se vadă lenjeria, iar în jurul său parese că la momentul filmării scenei ăleia, care a trebuit să fie turnată de mai multe ori, s-ar fi aflat în jur de vreo 4.000 de persoane, inclusiv bărbatul din vremea respectivă, ajungem și la subiectul ăsta, Joe DiMaggio, care mă rog, a reacționat foarte urât în urma acestei scene, avea niște crize așa de gelozie și nu i se părea ok ca soția sa să fie atât de expusă întregului glob, ca toată lumea să o vadă pe nevasta în ipostaze de genul ăsta, foarte sexy pentru vremea respectivă. Adică în prezent, v-am mai zis, eu la câți kilo îți vedem n-ar fi o problemă, dar atunci era ceva destul de scandalos și, mă rog, în urma, pare să că în urma acestui film au avut o ceartă foarte puternică și au și divorțat. După încheierea rolului ăstuia din The Seven Year Itch, abandonează Hollywood-ul și se duce să studieze actoria. Am uitat să vă spun asta, ea nu a avut studii, deci în momentul în care a început să lucreze pentru filmele astea și a semnat diversele contracte cu 20th Century și cu Columbia, ea nu avea studii de actorie, deci nu era o actriță formată, juca pentru că juca, dar n-a avut niciodată cursuri din astea, a încercat ceva mai târziu, dar n-a avut astfel de cursuri. De fapt, ea toată viața a încercat să se îndepărteze de imaginea aia de blondă bătută în cap, proastă, știți stereotipul actual, blondele sunt proaste, care așa era înrădăcinat pe vremurile alea, dar ea nu era deloc o femeie proastă, de fapt avea un IQ foarte ridicat. N-am găsit o sursă credibilă ca să pot cita asta, deci nu pot să vă zic că într-adevăr așa este, dar prin multe locuri am citit că ar fi avut un IQ foarte ridicat de 140 ceva de puncte, ceea ce e mult. Citea foarte mult, asculta muzică clasică, scria poezii chiar și mulți dintre cei care i-au citit poeziile au spus că era chiar bună la asta. Într-un alt interviu cu ea spunea că te aștepta să aibă acest dulap imens cu tot felul de haine glamuroase și de fapt nu era așa. Zicea că n-am nici măcar o haină de blană. În vremea respectivă se purta mult blană. Adică n-am nici măcar o haină de blană, prefer în general să-mi cheltuiesc banii pe cărți și pe albume de-astea audio, pe viniluri de muzică clasică decât să dau pe haine. Era mai interesată de cultură și voia foarte mult să fie o tipă deșteaptă. Iar oricum era o tipă deșteaptă, avea o inteligență nativă, era un partener de conversație foarte abil, chiar dacă nu avea neapărat studii, de nu știu, care nu avea o facultate per se, dar era o femeie foarte deșteaptă cu care puteai conversa, care era foarte rapidă în răspunsuri, care avea și umor și umorul în general este semnul oamenilor inteligenți, și ironie și autoironie, iarăși o caracteristică a oamenilor inteligenți. Era o tipă cu adevărat deșteaptă, însă în vremea aia era mai căutată imaginea asta de blondă prostuță, pusă acolo ca să facă pe plac bărbaților,
caracteristică de care nu pot zic că ne-am îndepărtat foarte mult în ziua de astăzi, chiar dacă am mai câștigat un pic teren, dar chiar și astăzi, cel puțin stereotipul ăsta cu blonda proastă, există în continuare, din păcate. În 1959 joacă rolul vieții ei, cel mai cunoscut dintre toate, unora le place jazzul, se numește unul dintre cele mai bune filme de comedie din toate timpurile. Și luați asta de la un om care nu iubește comediile, eu nu mă uit la comedii în general, dar astea clasice și mai ales ăsta, recomand să-l vedeți, măcar pe ăsta. Dacă vreți să vedeți un film cu ea și n-ați văzut încă, încercați să faceți abstracție că, da, nu sunt efecte speciale, că nu este super producție ca în ziua de astăzi, dar vedeți-l măcar pe ăsta, unora le place jazzul și să-mi spuneți cum vi s-a părut. E un film foarte bun și e o comedie la care până și eu am râs, care în general mă uit numai la thrillere, la tristețuri, la drame și alte filme în genul ăsta. Deci, vedeți, unora le place jazzul. Pare să că tot în perioada asta era, nu aș vrea să zic neprofesionistă, dar cam ăsta ar fi termenul. Avea obiceiul de a întârzia foarte mult pe platourile de filmare. Era foarte emotivă și foarte intimidată. Cu toate că era o actriță foarte bună și avea un talent nativ pentru asta, pare să că era foarte speriată de oameni, era panicată, încerca tot timpul să le fie pe plac, repeta o replică de nu știu câte ori, de foarte multe ori și cu toate că o turna foarte bine, tot avea senzația că ceva nu merge acolo. Era terifiată, practic, de oameni. Și nu te-ai aștepta de la asta, vezi o femeie atât de frumoasă, adorată de atât de mulți oameni, într-adevăr și urâtă, dar adorată de atât de mulți oameni, cel mai fierbinte subiect la vremea respectivă și te-ai aștepta că le-a repetat și că viața ei e minunată și că avea parte de tot ce își putea dori pe lumea asta, când de fapt ea era terifiată de oameni, era îngrozită, nu a avut niciodată mulți prieteni, poate că n-a avut până la urmă niciun prieten real, dacă este să o luăm așa. Familie nu avea chiar deloc, avea o soră pe care a cunoscut-o mai târziu, dar nu a avut niciodată o relație apropiată și era în principiu un personaj foarte singur. A avut tot ce își putea dori din punct de vedere al carierei, al banilor, faimei, deci le-a bifat pe toate din punctul ăsta de vedere, dar nu cred că s-a simțit niciodată iubită. Și cred că asta i-a lipsit cel mai mult, asta și-a dorit cel mai mult în viață, să aibă o familie, să aibă un copil și a dorit cu disperare să aibă un copil, a pierdut vreo trei sarcini de-a lungul vieții, despre trei știm noi, n-a reușit să aibă un copil și a suferit tot timpul din cauza acestor probleme care cred eu că au fost generate din copilărie, lipsa de afecțiune, de iubire, asta a căutat toată viața ei și s-a orientat, cred, numai înspre bărbați nepotriviți de-a lungul existenței sale. Revenind, deci până 1959 apar tot felul de probleme cu ea, întârzia foarte mult pe platourile de filmare, existau tot felul de pierderi financiare pentru cei de la studiouri, care erau nevoiți de multe ori să amâne, să refilmeze scene, nu-și dădea seama când era momentul să iasă de pe scenă, când era momentul să rămână pe scenă, ce avea de zis, uita replicile, și asta nu pentru că era o actriță proastă, ci pentru că era foarte emotivă, foarte timorată și se pierdea, efectiv, în fața oamenilor. De multe ori trebuia să participe la ședințe private cu psihologul său ca să reușească să-și învingă cumva teama asta de a performa, dacă pot să zic în felul ăsta, în fața multor oameni. Cum vă spuneam mai devreme, ultimul ei film dus până la capăt se numea The Misfits și aici a jucat cu Clark Gable, figura paternă pe care a căutat-o toată viața ei. Filmul, na, nu cred eu că e unul dintre cele mai bune ale ei, dar e dus într-o direcție diferită de rolul ăla de blondă bătută în cap, tută, care caută bani și nu poate mai mult de la viață. E un rol un piculeț mai serios. Scenariul a fost scris de cel de-al doilea soț al ei, de fapt, nu, cel de-al treilea soț al ei, Arthur Miller, bărbat cu care s-a căsătorit în 1956 și au fost căsătoriți pentru aproximativ 5 ani, până în 1961. Ăsta era un dramaturg, scenarist, cel mai dramaturg în vremea respectivă, dramaturgul numărul 1 al Americii în perioada respectivă și s-au căsătorit. N-aș putea să vă zic exact de ce. Cred că el a văzut-o mai mult ca pe o soție trofeu, cred eu, că nu prea aveau nimic în comun. Ea probabil s-a simțit cumva protejată de el, s-a simțit atrasă de aliura lui intelectuală, că era o elită, făcea parte dintr-o elită a vremii, dar n-au avut neapărat ceva în comun și cred că au fost nefericiți amândoi pe parcursul căsniciei. Au divorțat undeva prin anii 60. Mă rog, ultimul film
pe care n-a apucat să-l finalizeze, s-a numit Something's Got to Give, a fost filmat, s-a început filmarea lui până în 1962, a și fost concediată, pentru că tot așa întârzia foarte mult pe platourile de filmare și se considera că nu era profesionistă și au fost numai scandaluri și probleme de genul ăsta. Pare să că în acest film, Something's Got to Give, cât de ironic e numele, nu? Ar fi avut o scenă nud în care înota în piscină. N-au apărut niciodată imaginile astea cu ea nud. Revenind însă la soți și iubire și așa mai departe, pare să că ar fi fost implicată cu mulți bărbați în vremea respectivă. Sunt o felul de zvonuri că ar fost implicată și cu femei, că ar fost implicată și cu bărbați, nu știm exact. Multe dintre ele rămân la nivel de zvonuri. Dar a fost atrasă întotdeauna de bărbați puternici, bărbați influenți. Că a fost ăla primul cu care s-a căsătorit James Dougherty 1942-1946, ăla v-am zis, a fost o chestie de compromis ca să scape de orfelinat, centre de plasament și așa mai departe. Dar în 1954 se căsătorește cu jucătorul de baseball numărul 1 al Americii, Joe DiMaggio, care o curta de vreo, nu știu, de vreo 2 ani, cred că se cunoșteau. Și au avut o relație cât de cât, numai că au decis să se căsătorească undeva în ianuarie 1954 ca să divorțeze mai târziu în octombrie 1954. La momentul la care s-au căsătorit, ea chiar spune că nu-l iubesc, dar este cel mai aproape de, nu neapărat de idealul ei de bărbat, cel mai aproape de forma de iubire. Ține la el cum n-a ținut la niciun alt bărbat. Pare să că în timpul lunilor de miere în Tokyo se aflau, Marilyn Monroe a fost chemată în Coreea, unde erau trupele americane și a fost chemată acolo ca să cânte, să ridice moralul soldaților. Vă dați seama ce o fi fost pe front, vai de capul lor. În fața multor soldați, să cânte, să-i distreze pe ea, să-i entertainuiască, dacă este să o romglezi. Și bărbatul ar fi fost foarte gelos pe faza asta, n-a reacționat deloc bine și, conform mai multor declarații mărturii ale vremii, se pare că ar fi lovit-o de mai multe ori, că ar fi abuzat-o din punct de vedere psihic și undeva prin, până la sfârșitul lui 1954, Marilyn Monroe înaintează divorț, motivul fiind ceva de genul abuz psihic, o chestie din asta sau violență psihică, ceva așa. N-a vrut să zică neapărat că a lovit-o, dar a declarat că nu se mai înțeleg pentru că nu face față presiunii la care a supus-o. Deci el era un tip foarte gelos. Când a fost scena aia din The Seven aici, el era de față lângă alți 4.000 de oameni. Și văzând cum îi futură fusta nevestesei și toată lumea îi vede chiloții, n-a reacționat deloc bine și s-a lăsat iarăși cu niște scatoalce peste față și până la urmă s-au despărțit. După care, în 1956, s-a căsătorit cu acest Arthur Miller, lângă care a stat până în 1961. Din ce am înțeles, ăsta n-a fost un bărbat violent neapărat, dar tot așa au existat niște nepotriviri. Eu nu cred că pe ea a înțeles-o cu adevărat un bărbat niciodată. Cu atât mai puțin ăsta. Pare să că la momentul la care s-au logodit, el a anunțat în presă chestia asta, fără ca măcar să o întrebe și pe ea. Deci, efectiv, a zis în urma unei conferințe de presă că ne-am logodit, după care a sunat-o și a spus: hei, ce faci, PC? Te anunț că am anunțat logodna noastră. Și a fost așa. Wow! Dar pe mine nu mă anunți! Deci, în momente de genul ăsta, poate că a existat acolo o compatibilitate din punct de vedere al admirației, să zic, ea l-admira pe el, pentru că fiind un om foarte citit, foarte cult, exista o admirație. Dar mai mult de atât, nu cred. Și tocmai de asta, cred că relația nu a funcționat pe termen lung. Un alt element important legat de relațiile ei amoroase, bine împământenit în cultura americană, cred că e un icon, de fapt, al istoriei lor, îl reprezintă relația ei cu familia Kennedy, cu bărbații din familia Kennedy. Pare să că Marilyn Monroe ar fi fost implicată amoros atât cu JFK, cu John F. Kennedy, cât și cu fratele lui, Robert Kennedy sau Bobby Kennedy. JFK candida la președinție, era una dintre cele mai prestigioase și puternice familii din istoria americană. Deja căsătorit și JFK și Robert Kennedy. Marilyn Monroe pare să însă că ar fi avut o aventură cu ăștia doi. Acum, nu există neapărat dovezi solide care să sprijine chestia asta. Posibil să fi fost, însă să o luați așa cu un semn de întrebare. Nu știm cu siguranță dacă într-adevăr au avut o relație. Evident că cei din familia Kennedy n-au recunoscut niciodată asta. JFK chiar moare, mă rog, apropiat de moartea lui Marilyn Monroe. Însă pare să că moartea ei ar fi fost strâns legată, se zvonește cel puțin de conspiraționiști, de acești doi bărbați.
Întâi de toate, în 1962, în luna mai, este ziua de naștere a lui JFK. În cinstea acestui eveniment se organizează o mare festivitate în Madison Square, am fost și eu acolo, când, împlinind cei 45 de ani, sunt invitați tot felul de artiști să cânte sau să performeze pentru aniversarea lui JFK. Cu invitați, toată America era acolo, dacă nu era prezentă acolo, erau prezenți în fața televizoarelor, deci era o chestie imensă. Marilyn Monroe participă și ea la acest eveniment și în dulcele stil clasic întârzie, normal, la evenimentul ăsta când trebuia să cânte. Ce a făcut însă furori a fost nu neapărat prezența ei și melodia pe care a cântat-o acolo Happy Birthday, Mr. President, momentul iconic, ce vă spuneam, din istoria Americii, ci mai degrabă rochea pe care a purtat-o. Eu cred că ea avea ceva de demonstrat atunci și a purtat o roche, ale cărei imagine voi insera pe aici, o roche în culoarea pielii, deci era o pânză foarte fină, un, nu știu, mesh, ceva foarte, foarte fin de culoarea pielii, transparent, adică te acoperea, dar de la distanță cel puțin aveai senzația că era complet dezbrăcată. Deci era rochea aia lungă, cu spatele gol, acoperită de 2500 de cristale cusute, minuțios, pe ea. În momentul în care s-a urcat pe scenă și au iluminat-o din spate, nu se vedeau decât cristalele alea și conturul superb al siluetei ei, pentru că ea avea silueta aia splendidă de clepsidră, care a fost incredibil de bine pusă în evidență de acel moment. Rochea, în primul rând, că era atât de strâmtă încât au cusut-o pe ea, deci au îmbrăcat-o cu rochea și au cusut-o, așa de strâmtă și-a dorit-o. Nu avea lenjerie deloc pe dedesubt, în primul rând pentru că adăuga niște centimetri în plus și, în al doilea rând, pentru că s-ar fi văzut niște linii. Deci, efectiv, avea rochea aia pe ea și se vedea perfect conturul siluetei. A venit cu o haină de blană pe deasupra, a prezentat-o, mă rog, cine era acolo, gazda evenimentului, a prezentat-o, după care și-a dat jos haina și a început să cânte într-o manieră relativ lașivă, Happy Birthday, Mr. President. Evident, toată lumea era ha, probabil că au urât-o multe femei în momentul respectiv. JFK n-a zis nimic decât după a spus ceva că pot să mă retrag liniștit acum că o fată atât de minunată a cântat pentru mine. Dar era clar că momentul a fost mai mult decât scandalos și că a stârnit o vâlvă și o gălăgie și multă vreme după s-a scris despre asta, s-a povestit despre asta și tocmai de asta momentul rămâne iconic în istorie. Pentru că el era deja însurat, iar ceea ce făcuse ea era categoric un act mai mult decât, nu știu, actoricesc, nu s-a dus acolo în calitate de artistă și atât. S-a dus în calitate de ceva cu implicări romantice, avea ceva de demonstrat. În momentul ăla toți ochii erau asupra ei și toată lumea a înțeles că există niște complicații acolo. Acum, din nou, din zvonuri. Deci asta era în mai 1962, ea a murit în august 1962, la câteva luni după. Pare se că ea telefona constant la Casa Albă, încercând să vorbească cu JFK, zvonuri. Încercând să vorbească cu el, nu reușea să dea de el, el a încercat să rupă relația cu ea, având însă un renume de fustangiu acest JFK. Pare se că le schimba ca pe șosete, deci era săptămâna și tura. Și prin tură mă refer la multe femei cu care avea relații în perioada respectivă. Și ea își dorea ceva mai mult. Nu știu dacă se visa neapărat primă doamnă, dar ea își dorea ceva mai mult. Și JFK a încercat să termine relația cu ea, ea nu-și dorea asta, până la urmă l-a trimis pe fratesu, pe acest Robert Kennedy, pe Bobby Kennedy, să intermedieze toată treaba și să explice că fetița nu se poate. Numai bine că Bobby Kennedy i-a căzut în farmece, în mrejele, nu știu, seducției și a dezvoltat o relație și cu el. Deci, după JFK, l-a luat pe fratesu. Astfel încât a intrat într-un joc foarte periculos cu două nume foarte grele ale politicii americane. În vremea respectivă și cred că și în prezent, Kennedy e încă un nume cu o sonoritate foarte grea. De aici au apărut o felul de complicații. Pare se că avea microfoane prin toată casa, FBI-ul îi pusese microfoane prin toată casa să știe ce se întâmplă în orice moment al zilei, dacă vorbea cu ăștia, cu Robert sau cu John Kennedy. Mafia vremii, la fel, era interesată de posibilele discuții dintre JFK și Marilyn Monroe, astfel încât există anumite teorii ale conspirației care spun că ar fi fost omorâtă de niște mafioți și că aveau și ei interesele lor, nefiind în relații foarte bune cu familia Kennedy, le doreau multă moarte și distrugere. Prin urmare, încercau cumva să-i prindă prin această relație cu Marilyn Monroe. Deci, sunt tot felul de teorii și speculații pe tema asta. Dar, cu o seară înainte de moartea sa,
Pare să că ar fi existat un conflict între Marilyn Monroe și acest Bobby Kennedy sau Robert Kennedy. Pare să că ar fi primit o vizită de la el, s-ar fi certat destul de urât, conform mărturiei fiului menajerei, dacă mi-amintesc eu bine, dată la vreo 30 de ani, 20-30 de ani după moartea lui Marilyn Monroe, deci foarte târziu, moartea fiind una foarte suspicioasă, dar conform mărturiei acestui fiu al menajerei, în momentul în care a sosit Robert Kennedy acasă la Marilyn Monroe, cu o seară înainte de moarte, i-a spus menajerei și fiului, ia, duceți-vă voi pe la magazin, cumpărați ceva pe acolo. Deci le-a dat niște bani să, cu pretextul ăsta să cumpere ceva. Dar ideea era de fapt alta. Cărați-vă că avem de vorbit și nu trebuie să fiți voi aici. Ăștia s-au dus la magazin, s-au întors, iar în momentul în care s-au întors, au găsit-o pe Marilyn Monroe singură, foarte nervoasă, aproape isterică, extrem de terifiat, tremura, deci era ceva de nedescris acolo. La moartea ei, acest fiu n-a declarat chestiile astea, deci n-a vrut să zică nimic din toată povestea asta. S-a aflat foarte târziu, probabil pentru că erau anumite presiuni politice puse asupra lor. Dar în aceeași noapte, deci după această întâlnire, în aceeași noapte, Marilyn Monroe pare să că ar fi fost descoperită de menajera ei, pe care o chema Eunice Murray. Ar fi fost descoperită moartă la 3 dimineața. Menajera a observat că este lumina aprinsă în cameră, la o oră la care în mod normal nu era. A intrat peste ea și a găsit-o acolo, dezbrăcată, în pat, cu capul în pernă, deci stătea cumva pe burtă și foarte multe medicamente pe o măsuță lângă ea. Și acum apar problemele, apar tot felul de teorii. Aparent, poliția ar fi fost anunțată undeva la 4 și jumătate. Deci, menajera a găsit-o la 3, dar poliția a fost anunțată la 4 și jumătate. Iar în intervalul ăla de o oră jumate ar fi fost chemat psihologul lui Marilyn Monroe, o prietenă parcă și agentul ei. Și ulterior întrebată, menajera, dar de ce ați așteptat atât ca să chemați poliția sau un doctor sau ceva? Doctor, nu psiholog, un doctor din ăsta de fizic. A zis că erau blocați, că discutau între ei și că nu știau ce să facă. Ceea ce e foarte mult, o oră și jumătate de la moartea unui om este foarte mult timp. Se pare, sau cel puțin poliția așa a concluzionat, că s-ar fi sinucis luând foarte multe somnifere, că avea nevoie să doarmă și că ar fi luat foarte multe somnifere. Numai că iarăși e dubioasă treaba, pentru că pe noptiera unde se aflau alea multele somnifere nu se afla un pahar cu apă, nimic sau ceva ca să bea. Și te gândești dacă vrei să ingerezi o cantitate atât de mare de somnifere, e dureros să le dai pe alea pe gât, știi, fără apă. Adică ai nevoie de ceva ca să ducă, să curgă, practic. Nu s-a găsit asta. De asemenea, nu s-au găsit urme ale acelor somnifere în stomacul ei sau în intestine. Unde au dispărut? Nu se știe. Există teoria conform căreia psihologul ar fi ucis-o și că Marilyn Monroe ar fi avut o relație și cu el, din nou sunt zvonuri, că ar fi avut o relație și cu el și că l-ar fi amenințat și pe el că va divulga toată povestea, el fiind însurat, va divulga toată povestea și la presiunile celor din familia Kennedy că acest psiholog ar fi ucis-o în momentul în care l-a chemat menajera, ar fi ucis-o cu o injecție pe care i-a făcut-o direct în inimă și i-a oprit inima. Teorii și teorii. Care o fi fost, de fapt, ce s-o fi întâmplat acolo, dacă o fi fost mafia, dacă, de fapt, a murit din ordinul ăstora, din familia Kennedy. Asta e cea mai des răspândită teorie, cum că familia Kennedy a ordonat moartea ei în urma acelei discuții aprinse pe care a avut-o cu o zi înainte cu Bobby Kennedy și pentru că n-a reușit să o convingă să renunțe, să nu dea în vileag toată aventura lor, pare să că ar fi ordonat moartea ei. După care au dispărut tot felul de dovezi de la locul faptei. Menajera asta, Eunice, pare să că ar fi plecat în Europa într-o vacanță, așa, imediat, foarte rapid. A plecat, nici măcar nu se încheiase bine ancheta că a dispărut. Cine a sponsorizat acea excursie nu se știe nici până în ziua de astăzi, că o menajeră totuși nu avea bani de așa ceva, era o chestie destul de costisitoare, dar ea ar fi plecat în Europa după. Locotenentul, sau nu mai știu, cel ofițerul chemat din poliție, care a fost chemat la locul faptei atunci, s-a opus vehement ipotezei conform căreia s-a sinucis și el a tot susținut că nu, că a fost omorâtă și pare să că a fost dat afară din poliție, tot insistând cu chestia asta. Nu s-au făcut niște teste corecte, s-a încercat o autopsie după, dar pare să că organele deja fuseseră prelevate și nu s-au mai putut face testele cum trebuie. La 20 de ani după, prin anii 80, s-a încercat o altă anchetă, s-a încercat redeschiderea unei anchete și la fel cei care au pus problema morții suspicioase au fost dați afară și ancheta s-a terminat așa pe bază de nu avem probe concludente. Cert este că ancheta asta s-a
cam fușărit, adică nu au făcut-o minuțios, nu au fost luate declarații, nu au fost luate amprente. Cred că s-ar fi putut insista mai mult asupra subiectului dacă se dorea asta, dar moartea ei a trebuit să fie acoperită repede și lăsat undeva în urmă subiectul. Deci, cu cât mai repede, cu atât mai bine, au pus capac imediat, n-au stăruit asupra subiectului, n-au insistat, n-au vrut să investigheze, în plus nu știau cum să scape mai repede și să se spele pe mâini de toată tragedia asta. Acum, vă promisesem și părerea mea, dacă este să mă întrebați ce s-a întâmplat de fapt acolo. Eu una, și sunt cât se poate de subiectivă, n-am nicio bază, vorbesc așa din ce mă duce și pe mine capul, eu nu cred că s-a sinucis. Tocmai semnase un contract pentru niște alte filme. Cu o seară înainte vorbise cu niște prieteni, cărora le dăduse de înțeles că totul e foarte bine, că ce mișto e viața și că abia aștepta să joace în următoarele roluri și avea viață în ea, părea că are planuri de viitor, nu dădea niciun fel semne cum că urmează să se sinucidă. Evident, asta nu înseamnă automat că era sincer în ceea ce discutase cu prietenii ei. Dar eu nu cred că s-a sinucis, în primul rând pentru că mi se par foarte suspicioase toate dovezile astea lipsă, mărturia acelei menajere, care ulterior s-a schimbat, deci inițial a zis că a găsit-o la 3, după aia a zis că a găsit-o mai târziu și cu plecarea ei, sunt foarte multe chestii care nu se leagă între ele, sunt multe lucruri suspicioase care mie îmi ridică semne de întrebare. Pe lângă asta, cred că ceea ce i-a adus moartea, într-o formă sau alta, nu știu din care direcție, o reprezintă relația pe care a avut-o cu familia Kennedy, că nu cred că ar fi trebuit să se implice cu o familie atât de puternică. Probabil că nu și-a dat seama unde caută ea afecțiune și în ce se bagă și n-a conștientizat pericolul iminent în care se afla. Dar eu cred că a fost omorâtă. Acum, de cine, cum, că o fi fost psihologul, că a omorât-o în altă formă, că a fost, nu știu, sufocată, că i-a injectat ceva, nu știu, dar eu una nu cred că s-a sinucis. Există foarte multe materiale pe subiectul ăsta, puteți căuta și voi și cărți și documentare și articole, tot felul de detalii în care puteți intra și poate aveți și voi o părere în sensul ăsta, caz în care m-aș bucura să o lăsați acolo în comentarii. Una peste alta e un personaj remarcabil care, în ciuda multelor scandaluri că era considerată o femeie vulgară, o femeie ușoară, o blondă proastă, o actriță lipsită de talent și așa mai departe, multe mizerii de genul ăsta, și ce mi se pare interesant este că multe sunt pornite de la femei, v-am mai zis eu că femeile de multe ori, de fapt cam întotdeauna sunt mult mai rele decât bărbații, dar în ciuda acestei uri, care să știți că există și astăzi, chiar vedeam foarte multe comentarii în care ziceau că e o panaramă, că e o târfă, că s-a culcat, că a făcut căderea și lagi, în ciuda acestui lucru rămâne un simbol al cinematografiei, dacă vreți, un simbol al culturii. Până la urmă, de orice natură, al secolului 20, cred că va dăinui mult timp de acum încolo. Fascinația pe care o ridică vine nu doar din tragedie, dar și din talentul ei actoricesc și frumusețea aia nemărginită. Nu am vorbit până acum despre aspectul ăsta, pentru că i-a acoperit pe peste tot. Da, ca să intrăm foarte puțin în el, pare să că ar fi avut niște operații estetice desfășurate la începutul carierei, trecând de acel, mă rog, dinte, asta nu se poate considera o operație estetică, a avut un dinte spart pe care l-a reparat, dar ulterior se pare că a avut nevoie de chestia aia la păr, ce vă spuneam, avea cumva o linie a frunții care nu-i plăcea ei și a simțit nevoia să-și facă ceva acolo. A avut un mic implant în bărbie, ceva la sprâncene care au fost un pic mai ridicate, tocmai ca să aibă aliura aia de, nu știu, avea niște ochi așa foarte senzuale, avea privirea aia foarte senzuală, corasau, abrasau, și a avut și o mică operație la nas. Mici ajustări de genul ăsta. Aparent ar fi fost descoperite niște, mă rog, dosarul ei medical la mulți ani după ce s-a ar fost descoperit dosarul ei medical și conform înregistrărilor de acolo pare să că aceste operații au existat cu adevărat. Dar chiar și așa, era o femeie foarte frumoasă, natural, consider eu, mie mi se părea o femeie foarte frumoasă și în felul ăsta. Și a dorit însă transformarea pentru că o admira foarte mult pe Jean Harlow, o altă actriță foarte cunoscută la Hollywood, mai ales în vremea respectivă, tot așa din epoca de aur a Hollywoodului, care îi semăna foarte mult și o inspira și și-a dorit să fie ca ea și de asta și-a făcut blondul ăla așa platinat și machiajul, vedeți, este foarte similar cu cel al lui Jean Harlow. Pare să că ar fi avut ceva intervenții și la sâni. Acum,
nu se pot trecui neapărat, adică aici e mai greu de depistat, nefiind vorba de un os neapărat, e mai greu de depistat dacă a avut într-adevăr operațiile astea la sân, dar silueta aia superbă pe care o avea, aia era silueta ei, era clepsidră. Există tot felul de meme-uri și imagini cu ea, n-a fost niciodată o femeie, nu știu, n-aș vrea să folosesc termeni gravi, n-a fost niciodată o femeie grasă, a fost o femeie voluptoasă, a avut într-adevăr forme, dar nu cred că a avut niciodată mai mult de măsura 36, deci cam așa un 8 în sistem englezesc și să zic un 4 în sistem american. Deci cam pe la un 36 un S a fost toată viața ei, cu o talie foarte micuță, șoldurile alea frumoase și rotunde, cu niște sâni a ei sau nu a ei, erau oricum destul de rotunzi, undeva pe la 1,60 5,66, dacă am înregistrat eu corect informația. Din punct de vedere al stilului, era fantastică. Purta chestiile astea foarte strâmte, culori de multe ori, tot felul de accesorii minunate. Deci mie mi se pare colosal stilul ei. Când mă uit, aș purta mare parte dintre hainele astea le-aș purta chiar și astăzi, dar aș prefera totuși să mă pot așeza. Și cam asta ar fi povestea lui Marilyn Monroe, una foarte tristă din punctul meu de vedere. Cred că a fost o femeie neînțeleasă, nefericită toată viața ei, căreia i-a lipsit întotdeauna ceva și n-a reușit să găsească în toate căutările ei. Și a dorit să fie iubită mai mult decât orice și nu cred că a avut parte niciodată de iubirea asta. Și prin interviurile pe care le-am urmărit, mi s-a părut suspicios și chiar urât văzând prietenele ei care în declarațiile pe care le dădeau, măi, tot aveam senzația că e ceva neplăcut acolo. Deci parcă simțeam o urmă de, nu știu dacă neapărat invidie, dar era ceva fumegând în ele. N-am simțit nicio declarație de la prietenele ei ca fiind cu adevărat sinceră și adevărate prietene. Cred că au urât-o femeile cu pasiune, din varii motive, că așa suntem noi, nu toate, dar a avut parte de oameni neplăcuți în jurul ei. Cred că ar fi avut o viață mult mai frumoasă dacă ar fi întâlnit oamenii potriviți care să o iubească, să o prețuiască, să o aprecieze pentru ceea ce era cu adevărat. Că a avut ea păcatele ei, că a fost considerată nu știu cum și așa și așa și așa, cu toții le avem pe ale noastre, dar ăsta a fost omul și cred eu că a fost un om asumat, elegant, chiar citeam că nu a răspuns niciodată criticilor, deci toate chestiile astea că e, că nu duce cap, că face, că trece așa mai departe, nu a răspuns niciodată criticilor și și-a păstrat întotdeauna demnitatea și eleganța și aceea aliură classy, termen englezesc, care rar se mai întâlnește în ziua de astăzi, iar eu admir asta la ea. Trecând de frumusețe și talent, admir și povestea asta. Să-mi spuneți cum vi s-a părut clipul, ce completări aveți, dacă aveți informații în plus. Nu știu, sau ce părere aveți voi cu privire la viața ei și mai ales la moartea ei, mă interesează să discutăm, așa că lăsați-mi în comentarii și sper să vă bucure că am făcut în sfârșit materialul ăsta și în funcție de răspunsurile voastre, poate venim și cu Elizabeth Taylor și Lady Diana și Madonna și cine mai vreți voi să vedeți, să-mi spuneți în sensul ăsta pe cine v-ar plăcea să vedeți mai departe. Mulțumesc tare mult că v-ați uitat, duminică frumoasă, vă urez în continuare, iar noi ne vedem joi cu un nou video. Pupicios multos!